Vă arăt astăzi un exemplu de completarea declarații unice pentru aceia dintre voi, persoanele fizice care faceți venituri din chirii. Trecem repede în revistă câteva precizări pentru cei care nu urmăresc toate videourile mele și anume că aici, în secțiunea de date de identificare a contribuabilului, trebuie să vă înscrieți toate datele așa cum apar în buletin. Numele, prenumele la cod de identificare fiscală, treceți CNP-ul vostru, la adresă vă treceți adresa din buletin și pe cât posibil să completați toate datele care vi se cer aici. Trecem mai departe către secțiunea de impozit pe venit. Nu completați nimic la anul 2017 dacă nu aveți nimic de regularizat din 2017 și dacă v-ați depus în timp util declarația 200. Nu mai regularizați veniturile din chirii de anul trecut. Și treceți mai departe să vă declarați veniturile doar pentru anul 2018. La secțiunea de 2017 completați dacă, doar dacă nu v-ați depus declarația 200 pentru veniturile din chirii din anul 2017, atunci ați regulariza aici. Noi o să facem un exemplu pentru cei care completează doar secțiunea privind anul în curs 2018. Ceea ce trebuie să bifați este această secțiune date privind impozitul pe veniturile estimate din România în anul 2018 impuse în sistem real. Și o să vedeți că să vi se deschidă această, acest meniu cu veniturile estimate în anul 2018. La categoria de venit, completați cedarea folosinței bunurilor sub 5 contracte de închiriere. La determinarea venitului net, completați cote forfetare de cheltuieli. La forma de organizare și la cod CAEN nu scrieți nimic pentru acest tip de venit și chiar dacă încercați, o să vedeți că vă ada această atenționare și vă spune că nu puteți introduce date pentru acest, această categorie de venit. Este foarte bine că au pus aceste atenționări. Deci, la forma de organizare și la codul CAEN nu treceți nimic. Datele de identificare a bunului pentru care se cedează folosința și aici treceți adresa apartamentului pe care sau casei sau bunului imobil pe care l-ați închiriat. La document, aici vi se cere documentul prin care ați închiriat documentul de autorizare, contract de asociere sau de închiriere. Este adevărat că acest contract de închiriere nu se mai înregistrează la ANAF, nu mai este obligatoriu să înregistrați un contract de închiriere între o persoană fizică și o altă persoană fizică sau o firmă sau, în sfârșit, acest contract nu se mai înregistrează la ANAF, dar asta nu înseamnă că contractul nu are un număr. Până acum, numărul era cel pus de ștan, pe ștampiluța de la ANAF acum îi dați voi un număr, să spunem 01, 05, 100 cât vreți. Iar data de aici este data la care ați încheiat contractul, să spunem că voi aveți un contract care începe în ianuarie 2018. La data începerii activității și data încetării activității nu completați nimic decât dacă contractul începe în anul 2018 și dacă încetează în anul 2018. Cum noi am luat un exemplu în care contractul începe la 1 întâi, 2018 completăm, dar dacă contractul ar fi început, de exemplu, în anul 2017 sau chiar mai devreme, nu știu, poate aveți contractul ăsta încheiat de foarte mulți ani, aici nu am fi completat nimic. Deci la data începerii activității se completează doar dacă contractul începe în anul respectiv. Apropo de data încetării activității, a fost o întrebare pe YouTube despre ce se întâmplă atunci când, de exemplu, vă pleacă chiriașii și două luni nu aveți venituri. Ei bine, aveți obligativitatea să depuneți declarația unică și să anunțați faptul că acest contract de care discutăm aici a fost reziliat. Și depuneți această declarație unde la data încetării activității puneți data la care va pleca chiriașul, data rezilierii contractului, altfel nu puteți veni și spune că pentru lunile respective ați avut zero venituri. Deci dacă nu anunțați anafru că contractul a fost reziliat, nu o să puteți declara venit 0 pentru acele luni și vi se va considera că ați încasat chiria scrisă în contract. Aveți grijă la lucrul ăsta. La venitul brut, completăm chiria ori numărul de luni din anul respectiv. Să spunem că avem o chirie de de lei pe lună, ori 12 luni vine 12.000. După cum vedeți, la cheltuieli deductibile s-a pus automat o sumă care a fost calculată ca fiind o cotă forfetară. Amintiți-vă că aici ați bifat cote forfetare de cheltuieli. Și asta înseamnă că anaf vă permite să vă scădeți o cotă de cheltuieli de 40% din suma asta pe care o încasați cu titlul de chirie și să vă impozitoați doar pe restul de 60% care reprezintă 7.200. Impozitul pe care îl plătiți doar la acești 7.200, deci nu la totalitatea chiriei încasate. Este 720 de lei, 10% din venitul impozabil. Ce se întâmplă dacă am două contracte din chiriere? Trei contracte din chiriere. Aveți grijă nu mai mult de 5 contracte de închiriere, pentru că dacă aveți mai mult de 5 contracte de închiriere, aveți obligația să vă organizați sub o formă juridică, adică nu mai puteți face chestia asta pe persoană fizică. Dar să spunem că aveți două contracte din chiriere, ce se întâmplă? Nu treceți aici totalul uh, chiriei din cele două contracte. Contractele trebuie declarate individual, de aceea vi se cer și aceste date referitoare la locația închiriată, numărul contractului. Aceste, acestea trebuie să declarate individual. Și ce fac? Am acest buton de adaugă venit, adaug venit și o iau de la capăt. Completez categoria de venit, aceeași categorie de venit, sub 5 contracte, determinarea venitului net, cote forfetare de cheltuieli, aici adresa celuilalt apartament pe care îl închiriez, aici numărul contractului de închiriere. Pe care, al doilea pe care l-am încheiat și aici a venit brut pun cealaltă chirie pe care o am punem 13.000 de lei pe an ca să nu există o, nicio confuzie între cifre deci acesta fiind al doilea contract de închiriere și mi se calculează automat cota de uh, forfetare de cheltuieli de 40% venitul impozabil care a rămas de, în valoare de 60% din chiria mea și impozitul, așa se declară dacă aveți mai multe contracte de închiriere. Acum, în afară de acest impozit pe venit de 10%. Mai aveți obligația să plătiți și contribuția la sănătate. Contribuția la pensie nu se plătește pentru veniturile din chirii. Pentru veniturile din chirii plătiți doar impozit și sănătate. Și această sănătate o plătiți numai dacă totalitatea veniturilor însumate depășește plafonul de 22.800. Însumez, venitul meu 7.800 și cu 7.200 și văd că nu depășește. Să spunem că punem aici un venit mai mare ca să fim siguri că depășește. Aveți obligația să bifați, aici pe prima pagină, bifați și date privind contribuția de asigurări sociale de sănătate estimată. Deci, repet, pentru cei care nu urmăresc și celelalte alte că aceast, acest raționament trebuie să-l faceți singur. Dacă nu bifați, declarația o să vi se uh, valideze, o depuneți și o depuneți eronat. Nimeni nu o să vă spună că e greșit sau nu în momentul când încercați să o depuneți. Acest raționament cu dacă trebuie să plătești sănătate la chirii, îl fac singur, îl faceți voi singuri. Deci, dacă venitul după ce s-a scăzut cota forfetară de cheltuieli depășește 22.800, trebuie să mă întorc și să bifez și această secțiune 2.2.2 date privind contribuția de asigurări sociale de sănătate estimată. Și o să văd că de îndată ce bifez această căsuță, o să mi se deschidă această secțiune, unde automat declarația mi-a adunat Veniturile din cele două contracte de chirie. Declarația automat îmbifează obțin venituri uh, peste plafonul minim pentru că vede și el că 31.200, 31 vede formularul că 31.200 este mai mare decât 22.800 de plafonul meu și înseamnă că trebuie să plătesc sănătate. Și pun aici 12 luni pentru că contractul meu s-a încheiat și era de la 1 ianuarie 2018, și înseamnă că am toate 12 luni din an în care am chirie, de aceea pun acolo 12 luni. Dacă nu am 12 luni, pun câte luni am eu contractul. Dacă am încheiat contractul în iunie, pun 6 luni. Dacă l-am încheiat în februarie, pun 11 luni și tot așa. Deci pun doar pentru câte luni am avut eu contractul. Dacă este un contract mai vechi pe care l-aveam, să spunem încheiat în anii anteriori, în 2016, în 2015, dar îmi pleacă chiriașul în februarie, eu declar doar pentru 2 luni. Bineînțeles, să am grijă să-mi ajuste și plafonul. Și plafonul se ajustează în conformitate cu câte luni am activat. Vedem la sumarul obligațiilor fiscale Că îmi pune impozitul, bonificația, reducerea pe care o am dacă plătesc mai devreme până pe 15-12-2018, a a termenul de plată fiind 15 martie 2019. Puteți plăti aceste contribuții, impozitul și contribuția la sănătate, oricând doriți, până pe 15 martie 2019, dar dacă plătiți mai devreme, adică până pe 15-12-2018, a a vi se dă această bonificație de 5%. La fel și la. Sănătate. Conturile în care virați aceste sume le regăsiți pe acest link cu albastru de aici. Chiar dacă ai scrie că trebuie să includeți un certificat digital calificat ca să depuneți această declarație, nu aveți nevoie de un certificat digital calificat în calitate de persoană fizică. Tot ce trebuie să faceți este să validați formularul și îl depuneți online pe SPV-ul vostru. SPV însemnând spațiu virtual privat. Validăm formularul și o să vă dea o atenționare. Ce înseamnă această atenționare pe care imediat o să începem să o vizualizăm, pentru că o să o primiți cu toții aici vă duceți pe acest semn, vedeți acest semn ca o agrafă, dați click pe el, aveți acest fișier de și avertizări și vi se spune că ați ales să declarați venitul la capitolul 2 și nu ați declarat și date la capitolul 2.2.1, date privind contribuția sociale estimate, adică cas adică pensia. Aceasta este doar o atenționare în cazul în care ați bifat alt tip de venit care ar fi trebuit să plătească și cease, respectiv pensie. Dar vă știți că la chirii nu se plătește pensie, deci ignorați cu uh, brio această atenționare. După cum v-am spus, formularul încearcă să vă ajute să calculați corect și vă tot uh, dă diverse avertizări. Dar formularul, după cum vedeți că scrie și aici, este valid și poate fi de pus. Ca să mai răspund și unei întrebări care mi se pare importantă, o precizare importantă de făcut, care tot așa mi s-a pus pe YouTube, ce se întâmplă dacă apartamentul sau locuința, mă rog, imobilul deținut, este deținut de doi soți și uh, este închiriat cuiva, ce se întâmplă ambii soți trebuie să depună declarația unică și cum împart ei sumele. Uh, vreau să mă refer aici la un text legal din codul fiscal, care spune că da, cei doi soți trebuie să depună, dacă dețin în coproprietate o, o, o proprietate, trebuie să depună ambii. O să vă citesc acum exact cum sună textul legal. Venitul net din cedarea folosinței bunurilor deținte în comun pe cote părți repartizați între coproprietari, proporțional cu cotele deținute. Adică dacă în contractul de închiriere scrie că unul deține 60 și unul deține 40 sau deține 50-50 sau cum dețineți, așa împărțiți și sumele. Dacă venitul din cedarea folosinței bunurilor deținute în comun în devălmășie, adică dacă în contract nu se specifică cât deține fiecare, ăsta e cel mai comun caz în care doi soți au cumpărat după căsătorie, au cumpărat în comun pentru că așa zice legea, dar nu se specifică cât deține fiecare, venitul se repartizează egal între proprietari. Dar ceea ce se poate face se poate face o hârtie la notar din partea unui soț cum că cedează partea lui de chirie venitului celuilalt soț, astfel încât doar unul dintre ei să depună declarația unică, dar în lipsa acestei hârtii care trebuie atașată la declarația unică, După cum vedeți, aici aveți un buton, atașează arhivă. Dacă aveți această hârtie, o scanați și o atașați, este foarte important pentru că altfel cele de la ANAF, doamnele de la ANAF, nu o să știe că ați făcut această alegere și că ați pus această alegere într-o formă legală, respectiv într-o hârtie făcută la notar, și o să consider că celălalt soț nu-și-a îndeplinit obligațiile. Și cel mai probabil o să primiți acasă o hârtie în acest sens. Acest lucru este precizat un pic mai clar și în ghidul, e adevărat, este un ghid din 2017 făcut de ANAF. Ați putea spune că nu se mai aplică, de aceea am preferat să, -ale să vă arăt textul uh, din lege, din codul fiscal care este în momentul ăsta valabil și anume repartizarea venitului net conform prevederilor de mai sus se face în condițiile în care contractul de, uh, de cedare de folosință de bunuri se menționează că partea contractantă care cedează folosința este reprezentată de că proprietari în condițiile în care proprietarii decide asupra unei alte împărțiri adică decideți ca unul să ia 0 din venitul și celălalt 100%, se va anexa la contract un act autentificat din care să rezulte voința părților. Asta este modalitatea în care puteți ca doar unul din proprietari să depună declarația. Nu uitați să share și cu alți prieteni ai voștri de pe Facebook sau de pe alte rețele sociale această informație pentru că sunt foarte mulți interesați de cum să completeze corect, iar noi ne vedem în video următor.